Un medic a fost atacat și alergat de rudele unei gravide care s-a prezentat la maternitatea din Botoșani, acolo unde a murit Alexandra, gravida ignorată de medici timp de 7 ore. Doctorul a fost urmărit de agresor prin spital și a reușit să se baricadeze în sala de nașteri. S-a întâmplat la doar câteva zile după ce un alt bărbat înarmat cu un topor a intrat în aceeași maternitate. Colegul meu, Cristi Georgescu, corespondent Antena 3 CNN, vine cu toate informațiile despre acest ultim incident. Te ascultăm, Cristi, bun găsit! Bun găsit, incidentul s-a petrecut sâmbătă la doar câteva zile după ce un bărbat ar fi intrat cu toporul în unitatea sanitară. Totul a început după ce o gravidă de 18 ani cu sarcină la termen a ajuns la spitalul din Dorohoi. Medicii de acolo au solicitat însă transferul tinerii la maternitatea din Botoșani pentru ca bebelușul să fie adus pe lume prin cezariană. Tânăra a ajuns cu ambulanța la maternitatea Botoșani și a fost dusă la camera pentru urgențe de la spital. Acolo a fost chemat un medic de gardă care a venit să o consulte și a cerut mai multe analize. La un moment dat, în camera de consultație au dat buzna 3 persoane, 2 femei și un bărbat rude cu gravida. Acestea au început să facă scandal și să îi ceară medicului de gardă să o opereze pe pacientă imediat. A fost amenințat doctorul, iar acesta a reușit să fugă în agitația creată și s-a baricadat în sala de nașteri de la etajul 1. O asistentă a sunat după ajutor la 112. La fața locului s-au deplasat mai mulți jandarmi care au reușit să aplaneze conflictul și i-au calmat pe scandalagii. Între timp, gravida a fost dusă în sala de nașteri și a fost operată. A născut o fetiță perfect sănătoasă. Incidentul vine la aproape o lună după ce tânăra Alexandra Ivanov și-a pierdut viața la maternitate. Avea 25 de ani și a murit la 9 ore după ce a fost internată. Era însărcinată în luna a treia și ajunsese la spital cu ambulanța după ce a acuzat dureri și hemoragie.